Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Credincioșii cred că echipul lui Iisus, preoții spun că seamănă cu Conchita Wurst. Aiurea. Altfel spus, lucrul ăsta nu se întâmplă la noi. Bine că au zis-o preoții. Da, preoții au zis-o. Se întâmplă undeva într-un oraș polonez, unde credincioșii au găsit un copac care a suferit ceva modificări, spun specialiștii. Un copac cu flori? Un copac cu flori. Dar așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, dacă te uiți dintr-un anumit unghi și crezi prea mult, sau poate prea puțin, ai senzația că e Iisus, însă preoții catolici din Parcziu, nu știu cum se cheamă orașul ăsta. Stai-mă puțin că mă uit eu imediat și îți spun. Parcziu, cred că e, undeva în Polonia. Parcev, da. Parcev. E foarte greu să intuiești cum se pronunță în poloneză. Ți-amintesc că lidera tenisului mondial feminin, Iga Swiatek, se citește Swiatek. Swiatek. Nu poți să știi niciodată exact cum se pronunță un cuvânt din limba poloneză. Acum tu ai văzut copacul? Copacul, da, are și curcubeu după mine, sau ceva, că e un semicerc deasupra. Păi poate de asta au zis figurii. Că e Conchita Wurst. Da. Nu știu de la ce. Mie nu mi se pare că e nici Conchita, nici Iisus Hristos. Mi se pare că acum... e ceva ce seamănă o față umană dintr-o anumită perspectivă. Acum, reporterii din zonă spun că vestea asta cu chipul lui Iisus pe trunchiul unui copac a adus în zonă foarte mulți oameni, foarte mulți credincioși. Se întâmplă și pe la noi de multe ori lucruri de genul ăsta. Dar eu n-aș băga mâna în foc că sunt toți credincioși. Eu cred că sunt și fani Eurovision acolo. Sunt mulți fani Epifanii în general, adică le place să meargă unde se aude că ar putea fi o apariție divină. Oamenii se înghesuie. Dar cred că i-au dezamăgit crunt preoții. Cred că dacă se întâmpla pe la noi și aici cu ceva bataie. Cu aia cu Conchita. Un pic de bataie. Adică dă un culo de treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.